Să discutăm despre întreruperi. Vă să zic. Primul lucru, necesitatea întreruperilor. Întreruperile sunt necesare atunci când trebuie deservite evenimente de scurtă durată, imprevizibile și care trebuie deservite în cea mai mare viteză. Nu se suportă amânări prea mari. Metoda simplă pentru a răspunde la evenimente externe este cea prin polling. Ia să facem o mică schiță pentru polling, să vedem care ar fi deosebirea. Să zicem că avem programul principal. Care are o serie de instrucțiuni de inițializare după care urmează o buclă continuă în care, pentru început, se testează dacă a apărut evenimentul extern. Deci, test. Eveniment extern. Dacă evenimentul extern a apărut, atunci se cheamă call o subrutină. După care se continuă cu programul principal din buclă în care avem alte instrucțiuni și după care se revine la starea de început a buclei. Bucla, bineînțeles, că va continua în felul acesta. Observăm că în acest caz este obligatoriu ca atâta timp cât ne interesează apariția evenimentului unui eveniment extern să fim închiși într-o astfel de buclă. Astfel încât, dacă apare evenimentul extern, atunci se cheamă o subrutină pentru tratarea acelui eveniment, după care se fac alte instrucțiuni din buclă și se reia bucla. Dacă nu a apărut evenimentul extern, se continuă pur și simplu cu celelalte instrucțiuni ale buclei. Acest sistem are dezavantaje legate de viteză și de flexibilitatea programului. Referitor la flexibilitate, observați că este obligatorie existența unei astfel de bucle. Restul programului putem să fie sau în partea de inițializare, sau în partea aceasta cu alte instrucțiuni ale buclei. Dar, având în vedere că evenimentele respective trebuie deservite prompt, nu putem să avem prea multe instrucțiuni în buclă, pentru că toate acestea ar dura un timp, să zicem, delta T. Iar evenimentul extern are și el o durată, să zicem că este un semnal de forma aceasta, care are durata tau. Deci ce observăm? Pentru ca să fim siguri că undeva aici, când citim evenimentul extern, îl citim cu adevărat, trebuie să avem condiția delta T să fie mai mic decât tau. Strict mai mic. De exemplu, o tastatură. În momentul în care apăsăm pe o tastă, se creează un eveniment care durează cât timp apăsăm tasta. Acum, unii apasă pe o tastă 0,5 secunde, alții 1 secundă, alții pot să o atingă numai 0,1 secunde. Trebuie să îi luăm în considerare pe cei mai performanți, ăștia care ating cu 0,1 secunde. Și la asta, la o astfel de apăsare a tastei, trebuie să
putem răspunde. Asta înseamnă că delta T-ul aici trebuie să fie mai mic decât 0,1 secunde. Adică toate celelalte instrucțiuni ale programului trebuie să se încadreze aici. Dacă nu, riscăm ca o atingere scurtă a tastei să nu fie luată în considerație și asta se simte când tastatura este non-responsivă. Sigur că există și evenimente care ne încurcă din punct de vedere al vitezei de reacție. Pentru că totuși din momentul în care noi am apăsat o tastă, este posibil ca să ne aflăm undeva aici la începutul evenimentului cu testarea aceasta, dar este posibil să ne aflăm la sfârșitul acestui set de instrucțiuni. Adică o tastă apăsată va fi luată în considerație după ce mult delta T, care delta T trebuie să fie de maxim 100 de milisecunde, deci sub 100 de milisecunde. Ce înseamnă asta? Că din momentul în care s-a produs evenimentul, durează un timp până când se ajunge la investigarea lui, astfel încât nu se răspunde prompt, se răspunde după 90 de milisecunde. Asta nu e deranjant. De exemplu, la un termometru sau la un senzor de presiune sau de altă natură. Însă, în anumite cazuri, este deranjant. Haideți să luăm un caz din acesta extrem. O rachetă sol-aer cu autoghidare, deci se orientează după țintă. Dacă avionul își schimbă traiectoria, senzorul de imagine poate să sesizeze această schimbare și ar trebui să reacționeze imediat. Dar dacă abia peste 90 de milisecunde s-a sesizat că s-a schimbat ceva acolo, vă dați seama că până să reacționeze calculatorul rachetei, avionul s-a dus un kilometru mai încolo, sau, mă rog, o distanță oricum foarte mare. Acolo trebuie răspuns imediat ce s-a produs un astfel de eveniment. Imediat ce ținta s-a schimbat poziția, traiectoria, ceva de genul acesta, ar trebui ca imediat să fie luată în considerare această situație și să se trateze evenimentul respectiv. Deci să se sară într-o subrutină de deservire a acestei situații. Asta se poate face numai prin întreruperi. Filozofia întreruperilor, deci, era că programul principal, care are o parte de inițializare, apoi intră într-o buclă, apoi alte instrucțiuni, eventual altă buclă, și ne putem imagina diverse situații până la o buclă finală, acest program deci se desfășoară cronologic în felul acesta, iar în interiorul buclelor în mod circular. E bine, în orice moment ar apărea evenimentul extern, oriunde, evenimentul extern poate să întrerupă execuția acestui program și să determine saltul programului din interiorul unei bucle la o subrutină de deservire a întreruperii. Interrupt Service Routine. La ieșirea din această subrutină se va reveni exact la instrucțiunea următoare celei care a fost executată
înainte de apariția evenimentului. Bineînțeles că asta se poate produce oriunde, iar întârzierea care este? Cel mult o instrucțiune. Cel mult o instrucțiune. Nu 100 sau 1000 sau 10.000 de instrucțiuni cum era în varianta polling, ci o singură instrucțiune. Pentru că la sfârșitul fiecărei instrucțiuni are loc un astfel de test. Există o cerere de întrerupere de la un eveniment oarecare sau nu? Bineînțeles, trebuie să așteptăm până se încheie instrucțiunea respectivă. Nu putem să ne întrerupem la mijlocul unei mulțiri, de exemplu. Am făcut jumătate de mulțire și în momentul ăla ne întrerupem și sărim într-o altă instrucțiune. Uneori se poate și asta. Vom vedea niște excepții, așa numite, dar în principiu nu se preferă să se întrerupă instrucțiunea în curs. Majoritatea microprocesoarelor așteaptă sfârșitul instrucțiunii și abia acolo testează dacă a apărut pe parcursul desfășurării ei vreo întrerupere. Ok, avantajele deci sunt legate de structura programului, care poate să fie mult mai complexă. Putem să avem oricâte bucle, oricâte porțiuni de program în programul principal, pe de o parte, și pe de altă parte, promptitudinea, viteza de răspuns la un eveniment extern. Pe lângă această viteză, de fapt, mai avem și lipsa constrângerii unor bucle continue, în care microprocesorul să facă un număr limitat de instrucțiuni ca să poată să citească suficient de des starea liniei care ar putea semnala un eveniment extern. Implementarea se face pe baza filozofiei celorlalte chemări de subrutină. Știm că la o chemare de subrutină, și aici o să iau în continuare ca exemplu microprocesoarele din seria X86-X64, deci la chemarea unei subrutine, primul lucru pe care îl fac aceste microprocesoare este să decrementeze indicatorul de stivă cu 2, după care conținutul program counterului este depus în stivă la adresa pe care o are acum stack pointerul. După aceea se scrie în program counter noua adresă, adică adresa de început a subrutinei, și efectul este că se sare în acea subrutină. La revenirea din subrutină, deci la terminarea instrucțiunilor din subrutină, instrucțiunea finală este un RET, return, prin care lucrurile se petrec invers. Se ia din stivă de la adresa indicată de stack pointer și se introduce conținutul acelor adrese în program counter. După care indicatorul de stivă este incrementat cu 2 unități pentru a ajunge în poziția inițială. Și la întreruperi lucrurile se petrec la fel. Numai că de data aceasta nu mai este vorba de o instrucțiune în program de tip call cu argumentul adresa de start, ci este vorba de un semnal hardware la așa numitele întreruperi hardware, care sunt de fapt întreruperile inițiale, întreruperile clasice. De exemplu, când se apasă pe tastă, se produce un semnal electric de la tastatură către calculator. Calculatorul interpretează acest semnal și generează o întrerupere de la tastatură. La calculatorul PC clasic, asta este întreruperea 9. Mă rog, apoi a fost translatată la 31. În fine, sunt multe probleme legate de protecția sistemului de operare, dar în mare, astea se petrec lucrurile. Se generează un semnal. Dar într-un calculator, într-un sistem, pot exista nu una, ci mai multe surse de întrerupere. Pentru microprocesoarele X86
X64 s-au prevăzut maxim 256 de surse de întrerupere. Sigur că nu toate acestea sunt populate pe un sistem curent, iar unele sunt chiar rezervate de către procesor. Primele 32 sunt rezervate de procesor. Altele sunt rezervate de sistemul de operare, dar și userul are la dispoziție diverse întreruperi, așa cum o să vedem pe calculator. O să construim noi o întrerupere, o subrutină de deservire a întreruperii. Dar mai încolo. E bine, dacă sunt mai multe surse de întrerupere posibile și fiecare trebuie tratată într-un mod specific, înseamnă că trebuie să avem mai multe subrutine. Pentru fiecare sursă de întrerupere, o anumită subrutină, care să fie apelată de către programul principal în momentul în care apare semnalul acela hardware. Da, avem multe astfel de subrutine care se află undeva în memoria de program, au fost scrise de către programator în prealabil și încărcate în memorie. În principiu este vorba de așa numitele drivere ale diverselor subansamble, dar sunt și subrutine standard, așa cum vom vedea. Toate acestea se găsesc la cele mai diverse adrese din memorie, pe care le alocă sau asamblorul, compilatorul, sistemul de operare, sau pot fi alocate manual, așa cum o să facem noi. Treabă mult mai grea, dar realizabilă. Toate aceste adrese se află în memorie în diverse locuri, adresele de start ale subrutinelor de întreruperi. Dar de unde știm acele locuri unde se află adresele? E bine, se folosește un sistem de întreruperi numit întreruperi vectorizate, prin care se alocă în memorie o zonă specială numită tabelă de întreruperi. Această tabelă de întreruperi la microprocesoarele X86 se află la baza memoriei. Deci dacă aceasta este memoria RAM, începând cu adresa 0, se află în memorie așa numită tabelă de întreruperi. În această tabelă se află adresele de start ale diverselor subrutine de deservire a întreruperilor. Sunt 256 de subrutine posibile, iar o adresă de start a unei subrutine la o memorie cu adresa de 32 de biți, deci la o memorie având adresele pe 4 octeți, fiecare adresă ocupă 4 octeți care sunt consecutivi în convenția Little Endian. Deci, adresa de start a rutinei 0, octetul 0. Adresa de start a rutinei 0, octetul 1. Adresa de start a rutinei 0, octetul 2. Și așa mai departe. Deci 4 octeți pentru adresa de start a subrutinei 0. Asta este la adrese 0, 1, 2, 3. La adresa 4 începe adresa de start a subrutinei 1, octetul 0. Adresa de start a subrutinei 1, octetul 1. Adresa de start a subrutinei 1, octetul 2. Și adresa de start a subrutinei 1, octetul 3. Astea sunt la adrese 4, 5, 6 și 7. Și așa mai departe. Adresa de start a subrutinei 2, octetul 0. Și așa mai departe. Asta începe la adresa 8. Iată deci cum arată o tabelă de întreruperi. Bineînțeles că această adresa de start va avea două câmpuri, fiecare dintre ele. Aici este adresa de segment
Iar aici este adresa efectivă. Adresa de segment care se află în CS. Nu? Pentru că e vorba de o subrutină, deci cod. La fel și la celelalte. Adresa efectivă, adresa de segment care este în registru de segment de cod. Și așa mai departe. Cum am spus, această tabelă de întreruperi este scrisă de către sistemul de operare care știe unde a găsit memorie RAM și și-a pus aceste subrutine, aceste drivere, dacă vreți, sau unele poziții sunt scrise în tabelă chiar de către utilizator prin program, așa cum o să facem și noi și cum extrem de puțin programatori fac. Acum, dacă apare un anumit semnal din cele 256 posibile în interiorul sistemului sau din exterior, în ce fel se sare la adresa subrutine respective? Ideea este că din această tabelă de întreruperi trebuie luat conținutul unei anumite zone de 4 octeți și introduși aceștia în program counter. Efectul va fi saltul către subrutina respectivă. Dar cum știm care este acel grup de 4 octeți pe care să îl extragem din tabela de întreruperi? Pentru că noi avem un singur semnal. Pentru aceasta, microprocesoarele din seria X86 folosesc un controller de întreruperi programabil, un așa numit PIC. Hai să zicem așa, o să-l fac mai mare, tot pentru că o să intrăm puțin și în structura lui. Acesta este Programmable Interrupt Controller, care lucrează în tandem cu microprocesorul în felul următor. Deci, microprocesorul are cele trei magistrale de adrese, de date și de comandă și deservește o serie de echipamente externe care pot genera întreruperi. Să zicem 0, 1, N. Tabela aceasta de întreruperi se află undeva în memoria RAM. RAM-ul primește adrese și generează date sau poate să scrie date. Bineînțeles, el are conexiuni și la magistrala de control. Control bus, data bus, adres bus. Undeva în interior se află acel instruction pointer, adică program counter-ul, cum se numește în general la alte microprocesoare, și care trebuie să preia date din RAM, din tabela de întreruperi, să le încarce în el. Dar semnalele vin dinspre exterior către PIC 8259A. Acesta este circuitul Programmable Interrupt Controller. Pe diverse linii. În felul acesta. Iar PIC-ul are o ieșire care merge către intrarea de întrerupere a microprocesorului. Să zicem ieșirea care dă un semnal interrupt request, cere de întrerupere, și care în momentul în care ajunge la intrarea int a microprocesorului va declanșa mecanismul de deservire a întreruperii.
Dar de unde știe, totuși, la care zonă din tabela de întreruperi să se ducă microprocesorul și să aducă de acolo conținutul nou al program counterului? Păi un PIC 8259A are 8 intrări. Care se pot cupla la maxim 8 alte echipamente generatoare de întreruperi. Și el are o structură destul de complexă și am să intru puțin în structura acestea, nu foarte mult, dar în orice caz există o logică de comandă și control, logică de comandă și control, prin care PIC-ul poate să comunice pe de o parte cu magistrala de date, pe de altă parte cu magistrala de adrese și cu magistrala de control. Logica aceasta va face tot felul de lucruri interesante. În primul rând, în momentul în care una dintre aceste intrări primește un semnal electric, el poate să genereze un semnal care cere întrerupere la microprocesor. Am spus poate, nu că sigur. El are posibilitatea să sesizeze dacă întreruperea respectivă poate fi deservită sau nu. Pentru aceasta există un registru, o să fie 3 registre aici, deci lăsați spațiu. Așa numitul registru al măștilor de întreruperi, îi spun în română. De fapt e invers, IMR. Da, rămân așa. Registrul măștilor de întreruperi, care are 8 biți. Și aici anumiți biți sunt în 0, alții sunt în 1. Acestea vor specifica pentru fiecare dintre cele 8 intrări dacă întreruperea respectivă, semnalul de pe intrarea respectivă, va fi acceptată sau nu. Dacă este în 0, nu este acceptată, dacă este în 0, este acceptată, dacă este în 1, este mascată. Deci nu este acceptată. Iată deci că putem să mascăm individual diverse întreruperi. Și unul dintre lucrurile pe care le face acest circuit, acest bloc, logica de comandă și control, este acesta. Să investigheze în registrul de măști dacă semnalul de pe intrarea respectivă poate genera o întrerupere sau trebuie mascat. Dacă poate genera o întrerupere, el o lansează. Da, dar mai face ceva. Se poate întâmpla să apară două sau chiar mai multe întreruperi simultan. Țineți seama că ele nu sunt deservite chiar imediat. Deservirea unei întreruperi poate să dureze câteva nanosecunde sau chiar zeci de nanosecunde. Dacă apare în timpul unei instrucțiuni lungi, atunci, abia la sfârșitul acelei instrucțiuni, se sesizează, domne, am întreruperi. Am cereri de întrerupere, adică, da, domnule, ai, câte? Păi 3. Păi dă-mi-o pe cea mai urgentă, adică cea care are prioritatea cea mai mare. Bine, mare este invers, că prioritatea maximă este 0, prioritatea următoare este 1 și așa mai departe. Deci, acest bloc, logica de comandă și control, va investiga dintre eventualele întreruperi care au apărut, pe cea care are cea mai mare prioritate și pe aceea o va deservi în continuare. Pentru asta trebuie să mai existe un registru al cererilor de întreruperi. Interrupt Request Register, care are de asemenea tot 8 biți. Pentru fiecare intrare câte unul. În momentul în care apare un semnal pe una dintre intrări, bitul respectiv este poziționat în 1. Și atunci, logica de comandă și control se uită mai întâi la acest registru să vadă, avem cereri de întreruperi? Da, avem. Câte? 3. Uite, sunt 3 biți puși în 1 aici. Bun, ne uităm în registru de măști. În registru de măști vom vedea că una dintre ele este, să spunem, invalidată, e mascată. Mai rămân 2. Dau și eu un exemplu. Pe care o deservesc? Pe cea care are prioritatea cea mai mare. Această prioritate este numerotată de la 0 până la 255
și corespunde cu un număr unic de identificare a întreruperii în spațiul total al întreruperilor de 256, numit vector de întrerupere. Vă să zic că fiecare întrerupere va avea un număr, un index, dacă vreți, unic între 0 și 255. Iar regula de arbitrare a priorităților este următoarea. Întreruperea care are vectorul de întrerupere mai mic are prioritate. Dar de unde se știu acești vectori? Este, de cele mai multe ori, responsabilitatea sistemului de operare. În faza pe care noi o numim de butare a sistemului, atunci când sistemul de operare încarcă driverele, diversele drivere instalate în sistem, știți cu toții că trebuie să instalați driverul de cutare, de cutare, de cutare, în faza aceea, el face mai multe lucruri. În primul rând, caută zona în RAM unde să-și placeze subrutina de deservire a întreruperii cutare, cutare, cutare. La fiecare dintre acestea, în momentul în care a găsit o zonă disponibilă, va scrie în tabela de întreruperi adresa de start. Dar unde în această zonă? Păi se observă că adresa în tabela de întreruperi este de 4 ori vectorul de întrerupere sau numărul întreruperii. Iată, întreruperea 0 începe la 0, întreruperea 1 începe la 4, întreruperea 2 la 8 și așa mai departe, pentru că fiecare ocupă 4 octeți. Deci mai trebuie să facă ceva. De la bun început, el trebuie să aloce fiecărei surse de întrerupere, fiecărui driver de acolo, un anumit vector de întrerupere. Și asta este decis, cum spuneam, de regulă, de către sistemul de operare. Pe baza unor reguli, sigur că da. Există niște reguli generale, specifice sistemului, dar și altor sisteme. De exemplu, întreruperea cea mai mare, prioritatea cea mai mare, o poate avea o situație catastrofală care se întâmplă acolo, să zicem o împărțire cu zero. Dar asta e altceva. Dinspre exterior, o întrerupere cu prioritate foarte mare poate să fie, de exemplu, ceasul de timp real. Fiecare calculator are înăuntru un ceas care este incrementat la un anumit interval de 18,20 nu știu cât milisecunde și aia trebuie deservită imediat, pentru că altfel cronometrarea este eronată. O a doua sursă de întrerupere foarte importantă poate să fie tastatura sau mouse-ul sau mai știu, un sistem din acesta care interacționează direct cu un operator uman foarte nerăbdător și eventual nervos. Mai pot exista și alte întreruperi, chiar și mai prioritare. Cum spuneam, o întrerupere catastrofală de împărțire la zero, care face ca tot ceea ce urmează să fie eronat, și atunci nu mai are rost să se continue, sau o întrerupere singura de altfel care nu este mascabilă, care chiar așa se numește, non-maskable interrupt, întrerupere nemascabilă. Aceasta este folosită, de exemplu, la un eveniment de genul căderea iminentă a tensiunii de alimentare. Dacă se întâmplă așa ceva în sistem, atunci trebuie încercat cu cea mai mare viteză posibilă să se salveze cât mai mult pentru un recover ulterior. Se încearcă salvarea cât mai multor componente ale programului, registre, zone critice de memorie și așa mai departe, în o memorie statică sau pe disc, în așa fel încât să putem să recuperăm din punctul respectiv. Nu întotdeauna se reușește, dar oricum vă dați seama că este o prioritate extrem de mare. Deci, pe baza unor anumite criterii, mai mult sau mai puțin obiective, se stabilește de către sistemul de operare o ordine a priorităților și se alocă vector de întrerupere pentru fiecare sursă de întrerupere. În momentul în care avem vectorii de întrerupere, aceștia se mulțesc cu 4, generează adresa în tabela de întreruperi și acolo sistemul de operare va scrie adresa de start a întreruperii, a fiecărei întreruperi, în felul acesta. Bun, dar n-a terminat sistemul de operare. El acum
trebuie să programeze acest PIC. De-aia spune Programmable Interrupt Controller. Adică ar trebui ca pentru fiecare intrare să scrie câteva lucruri. În primul rând, vectorul de întrerupere. Acel vector de întrerupere trebuie reținut într-o zonă de registre specializată a controlului de întreruperi. Mai mare sunt 8 registre, 8 intrări, nu? Fiecare cu câte 8 biți, dar corespunzătoare celor 8 intrări aici. El nu este figurat în mod tradițional, acest ansamblu de registre. Sunt figurate în documentația tehnică a lui Intel 1257 doar acestea. Mă rog, mai sunt niște amănunte, buffere, ca să adapteze electric, magistral, așa și mai departe, dar neimportante. Deci trebuie cumva să încarce aici acești vectori de întrerupere, câte unul pentru fiecare intrare. Prima intrare poate să aibă vectorul 57, a doua 105, a treia 2, a patra 17, orice număr între 0 și 255. Cum decide sistemul de operare. Sau programatorul, dacă îi dă mâna să se bage în așa ceva. Noi să încercăm. E să scrie și informația referitoare la măști. În întreruperea aia o accept în acest moment sau nu accept. Deci nu accept, de exemplu, întreruperi de la imprimantă când pornesc sistemul. Când am ceva de imprimat, atunci să zicem că scot masca pentru imprimantă. Sau de la modem sau de la altă sursă de întrerupere, diverse. E normal să fie așa. E la latitudinea sistemului de operare să stabilească măștile, iar programatorul, aplicațiile, să le permită sau nu diverselor surse externe să genereze întreruperi. Și acum, să reluăm rolul acestei logici de comandă și control a întregului ansamblu. În momentul în care s-a primit un semnal electric pe una dintre intrări, se testează, logica de comandă și control testează dacă există astfel de intrări în registru de cereri de întreruperi. Interrupt, request înseamnă cerere, register. Dacă sunt mai multe, se uită în RMI să vadă dacă unele sunt mascate sau nu. Iar din cele care nu sunt mascate, investighează vectorul de întrerupere al fiecăruia și îl alege pe cel care are vectorul cel mai mic. În momentul acela, lansează cererea de întrerupere către microprocesor. Microprocesorul îi răspunde cu un acknowledge. Încuvințare a cererii de întrerupere. Procesul aici este destul de ciudat pentru că există un număr de comenzi pe care le dă această logică de comandă și control în interior până când decide măștile și prioritățile, după care, după câte știu, la al doilea semnal acknowledge, acum intru niște amănunte care sunt semnificative, dar totuși să nu mă abat de la realitate, la al doilea semnal de acknowledge va seta un bit într-un registru ISR numit In Service Routines, rutinele care sunt deservite. Aici se poziționează în 1 bitul corespunzător acelei instrucțiuni care a fost acceptată și îl șterge din cele care așteaptă aici. Ca să nu mai îl ia încă o dată. E logic, nu? Deci dacă a apărut pe intrarea asta, dacă a fost acceptată, îl scrie în întreruperea în serviciu și șterge din aia în așteptare. Și următorul lucru și cel mai important, el trimite către procesor vectorul de întrerupere. Trimite pe magistrala de date un grup de 8 biți vectorul de întrerupere. Aici, acest vector de întrerupere este mulțit cu 4 și trimis prin magistrala de adrese, acum are 10 biți, nu? Dacă a fost mulțit cu 4, s-au adăugat 2 zerouri. Îl trimite către magistrala de adrese aici, în zona aceasta, a tabelei de întrerupere.
De aici, din zona aceasta, se ia adresa de start a întreruperii și se introduce în program counter. Bineînțeles că înainte de asta, program counter-ul a fost salvat în stivă, dar nu mai desenez ca să nu complic desenul. O să înțelegeți mult mai bine când o să facem efectiv un program. Vă garantez că o să fie mult mai clar. Este cât se poate de normal ceea ce se petrece. Dom'le, se memorează vectorii de întreruperi care punctează într-o tabelă de întreruperi și de acolo se iau subrutine de start ale întreruperilor. Câteva precizări pe care nu le-am făcut la momentul respectiv pentru că nu voiam să complic lucrurile, dar nici tot ceea ce am spus nu este foarte actual. Pentru că la ora actuală lucrurile sunt mai complexe. Suntem în epoca cu multicore, mai multe nuclee. Sistemul acesta, observați, dă o întrerupere într-un singur core și core-ul respectiv are o singură intrare. Există două situații de extindere a acestei filozofii. Una, dacă avem mai mult de 8 surse de întrerupere. La primele PC-uri erau doar 8 surse de întrerupere, un singur pic. Imediat s-a constatat că nu sunt suficiente și la următoarele PC-uri au mai fost introdus încă un pic, încă un 1259A, dar pentru că procesorul nu avea decât o singură intrare, atunci s-a făcut în felul următor. Acest cel de-al doilea pic a fost introdus în cascadă. Îl fac mai mic pe ăsta că nu ne mai interesează amănuntele. Adică ieșirea lui a fost intrată la o intrare IRQ1, să zicem. Haideți să le notăm IRQ0 până la IRQ7. A fost introdusă pe o intrare. Și atunci s-a pierdut o intrare. Aici nu mai avem decât 7, dar aici avem 8. Dintre care, să zicem, un echipament poate să fie băgat pe acest al doilea, 1259A. Împreună cu altele. Deci, în total, avem 15. Și putem să extindem chestia asta până la 64 de intrări, care sunt în principiu suficiente pentru sursele externe. Încă de la primele calculatoare 286 s-au băgat două picuri, la așa numitele AT-uri, Advanced Technology, așa se numeau, și de atunci au rămas, până prin 2000 și un pic, au rămas toate aceste conexiuni, cele două 1259, în toate calculatoarele și sunt integrate, nu mai sunt circuite individuale, inițial erau în format dual inline cu 28 de pini, acum sunt integrate în South Bridge și există la toate calculatoarele. Nu s-a mers cu mai multe până la 64, deși la un moment dat era nevoie de mai mult de 15. Și totuși exista o posibilitate care a apărut, mi se pare, pe la Windows 2000 sau ceva de genul acesta, de sharing a întreruperilor. Adică pot fi conectate mai multe surse de întreruperi, mai multe echipamente generatoare de întreruperi, pe o singură intrare de întreruperi a unuia dintre cele două picuri. Pot să dea în același timp treaba lor, dar fiecare are o anumită adresă. Deci ele sunt văzute în spațiu de intrare-ieșire, pentru că de-aia dau întreruperi ca să poată comunica prin spațiu de intrare-ieșire, prin portul sau ceva de genul acesta, cu procesorul. Dar bineînțeles că sunt la alte adrese. Și totuși ele generează același vector de întrerupere. În momentul acela, sistemul de operare trebuie să facă un polling între acele echipamente ca să vadă care dintre cele 5, să zicem, echipamente este responsabil de cererea de întrerupere. Cine a cerut dintre voi 5? Și le ia pe rând. Deci iată că un mic polling, dar pollingul acela este foarte rapid. Nu se compară cu un polling software care necesită multe instrucțiuni.
Deci există această tehnică prin care putem să facem sharing a unui vector de întrerupere pe mai multe surse de întrerupere prin polling-ul acestora. Și atunci nu s-a mers mai sus. În schimb, la un moment dat, au început să apară procesoare cu mai multe nuclee, multicore. Și atunci acest sistem n-a mai făcut față. Picul nu poate să dea decât întrerupe pe un singur nucleu. În principiu, am putea să facem chestia asta. Adică, da, domnule, toate echipamentele care generează întreruperi le băgăm prin 1259 pe un nucleu, ăla la care e cuplat 1259. La 1259 pentru nucleu, unul pentru nucleu? Nu se putea pentru că ele erau deja integrate în puntea sudică și cascadate deja. Da, ca să nu mai schimbe chipset-uri și filozofia chipset-ului. Au preferat altceva mai revoluționar și mai flexibil, după cum s-a dovedit. Și asta de ce? Soluția de a se plasa pe un singur nucleu toate întreruperile nu este recomandabilă. Filozofia generală multicore este să se echilibreze sarcinile pe cât mai multe coruri. Nu să îl... cum se zice, da, nu să-l bulversăm pe un singur cor, să-l supra-solicităm, iar celelalte să stea degeaba. Să se încerce diverse, da, o distribuire echitabilă pe fiecare cor în parte și asta sigur e sarcina în primul rând a programatorilor să facă treaba asta, dar și în partea sistemului de operare. Și atunci, ca să se urmeze această filozofie și să se poată trimite întreruperi pe mai multe core, începând de la Pentium, s-a integrat un alt controller de întreruperi chiar în procesor. Este vorba de Advanced PIC. Haide să scriem aici. Advanced PIC, care ține locul lui 8259, dar are două componente. O componentă local a PIC și componenta IO a PIC. La acest IO se strâng întreruperile externe și acest IO APIC dă semnal către local APIC care îl dă către nuclee. În felul acesta, APIC-urile la ora actuală sunt concepute ca să poată să deservească 16 nuclee. Când se va trece de 16 nuclee, lucrurile vor trebui schimbate și în filozofia procesorului, dar probabil că nu e foarte greu. Eu cel puțin nu văd mari greutăți dacă se merge pe această împărțire în două a picurilor. Este ceva hardware la mijloc, evident, dar n-avem ce face, ăsta este progresul tehnologic. Să trecem acum să studiem o categorie diferită de întreruperi. Avem mult de lucru la întreruperi. Și anume, v-am spus la un moment dat că o parte din vectorii de întreruperi sunt rezervați de procesor. Ce-o fi însemnând asta? E bine, așa cum veți vedea, la microcontrolere pot exista surse de întreruperi nu doar din exteriorul procesorului, ci și din interiorul lui. Adică întreruperi interne. Acestea se datorează unor evenimente rare și imprevizibile care se petrec în interiorul procesorului ca urmare a finalizării anumitor sarcini. De exemplu, la o împărțire cu între două numere,
este posibil ca al doilea număr să fie 0. Deci dacă avem de calculat o expresie de tipul B plus C supra A minus D și se fac tot felul de se dau tot felul de valori lui A, B, C și D. La un moment dat este posibil ca A-ul să ia exact aceeași valoare cu D-ul. Și când se procedează la o împărțire, s-a terminat. Nimic din ceea ce urmează nu mai este corect. Rezultatul corect ar fi infinit. Dar într-un calculator nu pot memora un număr infinit. Are și el o limită superioară, nu? Pe atâția biți. Prin urmare, el va trunchia acel infinit la o valoare, cine știe cât, care evident e greșită. Și a calcula mai departe, în cel mai bun caz, poate să ne dea un rezultat greșit. În cel mai rău caz, poate să se dărâme blocul care a fost construit pe baza calculului ăsta. Nu? Deci, nu e de joacă. Acesta este un eveniment rar și imprevizibil, care se poate întâmpla oricând și care ar necesita o atenție specială. Recunoașteți toate condițiile care pot fi, care pot necesita o întrerupere. Dar întreruperea nu este un semnal extern, ci este ca urmare a unor evenimente, a unor operații în interiorul calculatorului. Deci o sursă internă de întrerupere din interiorul procesorului. Mai sunt și altele. De exemplu, depășire de registru. Rezultatul poate să fie mai mare decât poate să încapă într-un registru destinație. Un overflow din acesta. Și iarăși, calculele toate sunt puse sub semnul întrebării mai departe. Trebuie semnalat acest lucru. O rutină care să semnaleze. S-a produs o excepție în funcționarea normală a programului. Vă să zic că o să vorbim în continuare despre întreruperi interne care se mai numesc și excepții. Întreruperile interne. S-a rezervat un număr de 32 de vectori, primii 32 de la 0 până la 31, pentru întreruperile interne ale procesorului x86. Nu toți vectorii respectivi sunt alocați în momentul de față, dar sunt rezervați pentru alocări ulterioare. În evoluția procesoarelor vor mai apare diverse situații care vor necesita un tratament rapid prin întreruperi. Întreruperi interne pot fi de trei tipuri, și anume, pot să fie de tipul abort. Să încep cu trap. Și fault. Trei tipuri. Trap, abort și fault. Cele mai simple sunt cele de tip trap. Nu prea mai sunt de actualitate, ele au fost inventate și introduse inițial pentru a facilita execuția pas cu pas a programelor. Nu este chiar ceea ce facem noi, pentru că noi folosim un emulator aici, dar inițial când se dorea depanarea pas cu pas a programului să vadă unde o ia programul altfel decât aș fi vrut eu, se folosea o întrerupere de internă de tip trap, care ce face? După ce se execută o instrucțiune și apare întreruperea de tip trap, se oprește și sare într-o subrutină de deservire a acestei întreruperi, prin care se afișează, de exemplu, conținutul registrelor și al memoriei, ca să ne putem uita să vedem ce s-a întâmplat, pe unde s-a întâmplat, în neregulă. După care, controlul este redat program counterului cu instrucțiunea următoare. Deci, la revenirea din acest trap, program counter ia valoarea program counter plus
1, să zicem, generic 1, adică, să punem așa în paranteză, adică la program counter se adaugă numărul de octeți al instrucțiunii respective și se punctează către instrucțiunea următoare. Deci, întreruperile TREP, ca și întreruperile externe, dau controlul instrucțiunii imediat următoare, celei care a existat înainte de întrerupere. Întreruperile abort, pe de altă parte, sunt generate de situații catastrofale, în care nu se mai poate recupera cursul firesc al programului și de cele mai multe ori nici program counter-ul firesc, așa că program counter-ul va sări în acest caz undeva într-un loc necunoscut. Deci nu redau controlul programului la instrucțiunea următoare, ci undeva în cu totul altă parte. De regulă, acestea, cum le spune și numele, necesită ori închiderea aplicației respective, uneori chiar închiderea sistemului de operare. Dar este important să se semnaleze acest lucru și de aceea se scriu subrutine speciale pentru această situație, ca să nu se continue cu ceva care este greșit. Și în fine, apare cea de-a treia categorie și cea mai importantă de întreruperi interne, întreruperile de tip fault. Pentru băieți e ușor să înțeleagă ce este o întrerupere de tip fault. Ia gândiți-vă că la un meci de fotbal... Așa. A făcut fault. Așa. E bine, s-a dus omul mai departe cu mingea, voios. Așa. Dar țipă arbitru și îi spune să reia. De unde? Aha. Deci la fault controlul este redat instrucțiunii care a fost rulată înainte de producerea acelei excepții. Și la fotbal, în principiu, faultul este o excepție. În principiu. Deci, asta este deosebirea față de alte tipuri de întreruperi. Aici, la reîntoarcerea din subrutină, nu se continuă cu instrucțiunea imediat următoare, ci cu aceeași. Adică, ia mai fă tu odată treaba asta, că n-a ieșit bine. Și cea mai răspândită aplicație pentru astfel de întrerupere externe este memoria virtuală, memoria pe disc. Poate că ați văzut pe undeva, din când în când, mesaje de tip page fault, fault de pagină. Haideți să ne închipuim că programul nostru tot scrie ceva prin memorie. Calculează, scrie și așa mai departe. Și la un moment dat a ajuns într-o zonă din spațiul de memorie în care pur și simplu nu este fizic memorie. S-a terminat, am și eu 16 giga de RAM acolo, atâta. Spațiul de memorie e de 64 de tera. În modul virtual protejat. N-am decât 16, da? Și la un moment dat, tot scriind un masiv imens de date, ajunge într-o zonă în care nu mai eram, s-a terminat. Asta este o excepție. Un eveniment imprevizibil și, în principiu, rar. Oricum, odată la nu știu câte milioane de instrucțiuni se întâmplă, chiar dacă se întâmplă din 3 în 3 secunde. Într-o secundă se pot rula zeci de milioane, sute de milioane de instrucțiuni. Bun. Ce-i de făcut în acest caz? Nu mai am RAM. Există posibilitatea să se salveze datele respective
pe hard disk. Nu? Că hard disk-ul de regulă are o capacitate mult mai mare decât RAM-ul. Avem mai mult loc acolo. Și cum facem ca să salvăm pe hard disk? Se generează o excepție de tip fault prin care spune că lipsește pagina aceasta de memorie RAM. Așa că schimbă dumneata procesorile, schimbă magistralele și bagă-le către interfața de hard disk. După care încearcă din nou să scrii. Ce? Același lucru pe care a încercat să scrii în RAM. Deci trebuie să mă întorc chiar la instrucțiunea aceea care a fost rulată înainte să apară excepția. Exact ca la fotbal. Măi, ai ajuns tot în poartă, dar te întorci matale la punctul ăla. Da? În felul acesta se comută magistrale și se scrie, se reia instrucțiunea aceea prealabilă și se reușește scrierea pe hard disk, dacă mai am memorie virtuală și acolo. Dacă îmi zice low disk space, o bag pe internet, în Dropbox sau, mă rog, în altă zonă, pe un stick, ceva. Observați, deci, se poate relua de mai multe ori un fault, până când, bun, reia faultul și n-a apucat să fluiere și ăla a și bătut faultul. Nu, 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 încă o dată și așa mai departe. În fine. Deci, tot se încearcă până când se iese din chestia asta. Dacă nu, se dă un abort și asta e. Observați, deci, că sunt multe posibilități de a folosi întreruperile și foarte multe surse în interiorul procesorului. Puteți să găsiți pe internet imediat o listă cu vreo 20 și ceva de întreruperi interne la 1086 și la, și la procesoarele ulterioare. Ele sunt folosite, în primul rând, de sistemul de operare, care veți vedea în modul virtual protejat, modul actual, testează sau ar trebui să testeze intensiv toate aceste excepții și să ia măsuri corespunzătoare. Și se pare că a început să ia în serios Windows-ul lucrurile astea, pentru că nu mai e chiar așa de îngrozitor ca acum câțiva ani. Acum 10 ani tot dădea ecrane albastre, tot felul de excepții, de aborturi, de nenorociri. Acum nu le mai face. Are altele, sigur, nu. Nu o să scăpăm niciodată de buguri. În fiecare an se corectează vreo câteva sute de buguri și apar vreo alte câteva sute care să compenseze. Pe la 3000 pe acolo sunt în momentul de față, după părerea mea. Primul sistem de operare al lui Bill Gates, când a fost analizat de IBM, IBM în criză de timp, a văzut, domnule, are vreo 300 de buguri. Doar atâtea avea. Bun, dați-i drumul, hai. Altul nu avem, băgați-l pe ăsta. Cum îl cheamă? Bill Gates. Aha, bun, să țin. Asta a fost. Deci, sunt folosite în principiu și de sistemul de operare și de programatorii pretențioși care vor un grad foarte mare de fiabilitate, dar mult mai mult sunt folosite, după cum vom vedea în semestrul 2, în microcontrolere. Acolo întreruperile sunt de bază. Și sunt foarte multe programe care nu fac nimic altceva decât întreruperi. În bucla principală poți să nu ai absolut nimic. Sau să ai două, trei instrucțiuni așa și restul, toate se tratează în subrutinele de tratare ale întreruperilor. Din fericire, acolo sistemul de adresare a întreruperilor este mult mai simplu decât aici. Mult mai simplu. Dar întreruperile în sine, programul în sine, e ceva mai sofisticat. Bun, și să vorbim despre ultima categorie. După cum se observă, avem o ușurință foarte mare în lucru cu întreruperile, care n-a mai fost întâlnită decât la lucru cu Stiva. În sensul că programatorul nu mai trebuie să aibă grijă adresei la care să sară ca să execute o subrutină. Mai țineți minte când trimiteam ceva în Stiva. Nu mai trebuia să spun unde.
Spunem doar atât, trimite în Stiva. Puși cu tare. Și se descurca calculatorul. Își lua adresa de la stack pointer. Da? Foarte comod. Și aici e foarte comod. Nu mai este ca la call sau jump sau alte chestiuni în care trebuie să trimit adresa, să-i dau adresa unde să sară, unde începe subrutina respectivă. Pur și simplu îi spun, am un semnal acolo. Păi ce vector e acolo? Se uită în pic, zice, e vectorul 15. Bun, atunci la 60, un decimal, încep și citesc din tabela de întrerupere și am obținut adresa de întrerupere. Programatorul s-a spălat pe mâini în momentul în care a spus 15. Sau, mă rog, întrerupere respectivă. În momentul în care a spus 15, mai departe se descurcă acest mecanism automat, intern, hardware. E bine, avantajele erau atât de mari încât programatorii imediat au intervenit. Păi vrem și noi să lucrăm cu întreruperi. Păi stați, doamne, voi sunteți obișnuiți cu instrucțiune, aici sunt semnale la întreruperi. Nu ne interesează, vrem ceva care să facă o instrucțiune care să facă exact ca semnalul ăla care intră pe intrarea cu tare. Bine, doamne. Și li s-a dat o instrucțiune de întrerupere software, care este int și un număr pe un octet. Deci când programatorul vrea int 5, de exemplu, scrie int 5 și mai departe procesorul face singur treaba. Ia pe acel 5, îl mulțește cu 4, se ajunge în tabela de întreruperi, ia de acolo adresa de start a subrutinei și gata. Până acum, dacă foloseam call, trebuia să-i dau adresa. Dar de unde o știu? Uneori o știu că e făcută de mine, alteori nu. Și acum, imaginați-vă următoarea situație prin care au trecut programatorii din primele calculatoare. PC, să zicem, dar și altele. Orice sistem trebuie să aibă niște subrutine care să lucreze cu echipamente de intrare-ieșire standard. Orice sistem trebuie să aibă o tastatură și un sistem de afișaj și eventual o unitate de memorie externă, pe hard disk, să zicem. Și eventual una de sunet și așa mai departe. Când punem în funcțiune sistemul, el trebuie să știe aceste subrutine. Cum să comunice cu tastatura, cum să comunice cu afișajul și așa mai departe. Trebuie să aibă un sistem de funcții de intrare și ieșire de bază. Trebuie să existe un așa numit Basic Input Output System. De care ați auzit cu toții. Și care trebuie să fie de la pornirea calculatorului. Ce reprezintă el? O colecție de subrutine de interacție cu aceste echipamente de intrare-ieșire. Ca să fie de la pornirea sistemului, el nu trebuie ținut în RAM, acest BIOS. Trebuie ținut într-o memorie permanentă, nevolatilă. Un EEPROM, de exemplu. Un flash, mai exact. Un flash. Deci o memorie nevolatilă. Care ce să conțină? O serie de subrutine din acestea, BIOS-ul plăcii de bază. Și acum să ne imaginăm că un programator vrea să dezvolte o aplicație. O aplicație de mare performanță în care să răspunde extraordinar de rapid și la aia și la aia și la aia dintre echipamentele standard de intrare-ieșire. Deci mare performanță. Și are de făcut o subrutină care să răspundă foarte rapid la tastatură. Și se apucă să o scrie în assembler. Și scrie și scrie și scrie.
o tot optimizează, tot muncește la ea. Da, dar asta există deja, această subrutină. Există în BIOS, în sistem. Nu? E logic. A fost scrisă de cineva, de producătorul BIOS-ului, plăcii de bază. Trebuie să vă spun că există firme mari, producătoare de BIOS, care au colective extrem de puternice, care numai asta fac, scriu astfel de rutine, să zicem, cu tastatura, și nu poate spera nimeni că o să o scrie mai bine decât ăia. Ce rost are să muncești chiar dacă ai scrie mai bine? Doamne, în BIOS există asta de 30 de ani, bibilită în toate felurile până când a ieșit absolut perfect. Și atunci, ce să mai scriu eu? Mai bine apelez sub rutina de acolo. Dar unde e? Pentru că există acest sistem numit Bootstrap, de unde și denumirea de boot, prin care, ținând seama că totuși memoria aceea statică, nu volatilă, este mult mai lentă decât memoria dinamică volatilă, RAM-ul, la început, primul lucru pe care îl face orice sistem este să copieze conținutul flash-ului acela în RAM. Sistemul de operare îl pune undeva în RAM. Unde? Nu poți să știi. Unde găsește el RAM? Și asta depinde de la BIOS la BIOS. E treaba lor. Însă eu știu un lucru. Că întreruperea de tastatură are vectorul 16. De exemplu, 16. Păi atunci, dacă vreau să apelez sub rutina de tastatură, scriu așa. Int 16 H. Sau întreruperea pentru memoria de ecran, pe care deja am folosit-o, are vectorul 10. Int 10 H. Și mai nou, o grămadă de întreruperi au vectorul 21H. În momentul respectiv, programatorul nu mai are de căutat. Unde este adresa aia? El spune, eu vreau vectorul 10. Și se duce direct acolo. Cu niște parametri. Noi mai încărcam în AL rezoluția, modul grafic, să zicem, 13. A pus să fie 10 sau 11 sau 7, fiecare mod grafic. Mai încărcam în AH codul pentru inițializarea ecranului, de exemplu, era 0. Sau pentru inițializarea cursorului, sau pentru diverse alte palete de culori, chestii. Puteam să încărcăm și pe urmă să chemăm subrutina aceea printr-o întrerupere software. Observați? Se deosebește de call pentru că nu trebuie să dăm o adresă pe care nu știm pe unde este băgată, ea e pe undeva prin tabela întreruperi, trebuie să-i dăm doar vectorul de întrerupere. Și haideți să facem și un program care să încerce o întrerupere construită de noi. O întrerupere software. Și cu ocazia asta vă va fi mult mai clar ceea ce se petrece aici. Și să facem repede ceva. Un program. Deci, să inițializăm un vector de întrerupere și să scriem o subrutină de deservire a acestei întreruperi. Vom folosi subrutina pe care o cunoaștem pentru trasarea unei linii într-un ecran creat prin întreruperea 10 hexa. Mai întâi, pentru a avea segmente de date și de cod diferite, o să folosim directiva model, să luăm small, să stabilim și stack-ul. Iar acum să începem să scriem codul. Mai întâi inițializarea ecranului, să zicem move ah
0, move AL 13H, modul grafic 320x200 și invocăm întreruperea 10 hexa. Haideți să verificăm. Deci iată că într-adevăr apare acest ecran în modul 13. Acum să încercăm să scriem o linie. Am notat lungimea liniei orizontale, H să spunem, ca fiind 320 decimal, și vom inițializa memoria de ecran. Care se află la adresa A0000, pe care trebuie să o introducem în DS, dar pentru aceasta trebuie să o transferăm mai întâi în AX și de acolo în DS. Iar acum să specificăm parametrii liniei pentru a putea apela cu aceștia subrutina. Deci să zicem că începem pe linia 10, coloana 100. Asta înseamnă move în pointerul de ecran 10 ori H plus 100. Să stabilim de câte ori scrie un punct acolo, deci un contor CX să zicem, lungimea 10 puncte. Culoarea acestor puncte, să luăm alb, deci codul este 15, move AL 15, și să chemăm subrutina linie orizontală, după care să sărim la sfârșitul programului, să punem această etichetă aici, și să scriem și subrutina. Deci lin O, care va trebui să scrie ceea ce se află în AL la adresa dată de BX. Deci move în paranteză BX AL, să incrementeze pointerul, să decrementeze contorul. Și dacă nu s-a terminat de scris linia, să sară jump on non-zero la începutul acesteia. Și bineînțeles, instrucțiunea de reîntoarcere din subrutină. Haideți să verificăm funcționarea acestui program. Deci, pur și simplu, îi dăm un run și observăm că, într-adevăr, este afișată o linie orizontală de lungime 10 puncte în poziția linia 10, coloana 100, cu culoarea albă. Putem, bineînțeles, să apelăm această subrutină din diverse puncte cu diversi parametri, poziție, lungime, culoare. Să încercăm însă acum să folosim nu o chemare de subrutină, ci o întrerupere cu un vector de întrerupere user construit de noi. De regulă este bine să se folosească un vector mai mare de 80 hexa, pentru că cele până în 80 sunt rezervate, fie că de către procesor, fie de sistemul de operare. Va trebui, bineînțeles, să scriem în tabela de întreruperi de la adresa 0 sub adresa de start a acestei subrutine. Va să zică, folosim instrucțiunea int cu vectorul 80H. Reîntoarcerea dintr-o subrutină de întrerupere se face cu instrucțiunea interrupt ret, care reface și flagul de întreruperi. Să facem din nou compilarea. Iar acum va trebui să scriem, așa cum am spus, în tabela de întreruperi adresa de start a acestei întreruperi. Unde în tabela de întreruperi? Dacă suntem cu vectorul de întrerupere 80 hexa, care înseamnă în zecimal 128, va trebui să înmulțim acesta cu
4, deci 512, care în hexadecimal înseamnă 200. Deci la adresa 200 din memorie va trebui să scriem adresa de start a acestei subrutine de întrerupere. Haideți să facem acest lucru în memorie. Aici va trebui să scriem adresa de început a subrutinei noastre. Prima instrucțiune din subrutină, se vede, este aceasta, care se află la adresa segment 0720 și adresa efectivă, offset-ul 0017. Deci aici va trebui să scriem, folosind, bineînțeles, convenția Little Endian, mai întâi cel mai puțin semnificativ octet și apoi în ordine următorii, ca semnificație, deci 17002007. Iar acum să rulăm pas cu pas acest program. Deci, mai întâi, inițializăm ecranul în modul cunoscut, apoi se transferă în AX adresa de ecran și din AX în DS. În continuare, se scrie în BX pointerul calculat de această expresie. Iată-l. În CX contorul, lungimea liniei, iar în AL culoarea punctului, după care se invocă, observați, întreruperea cu vector 80. Aceasta sare într-adevăr la subrutina de trasare a unei linii, la prima instrucțiune, în care se introduce deja un punct în ecran. A apărut. Și așa mai departe, punct cu punct, până când contorul CX va ajunge la 0. În acest moment se rulează instrucțiunea de reîntoarcere și se sare în programul principal la această instrucțiune care urmează după întrerupere. Salt la sfârșit. Iar de aici el își continuă drumul până găsește o instrucțiune de halt și se oprește. Acum, sigur că în mod normal ar fi foarte dificil ca de fiecare dată să se scrie această tabelă de întreruperi cu adresa care interesează. Mult mai comod ar fi să scriem prin program locația respectivă sau locațiile respective din tabela de întreruperi. Pentru aceasta este foarte simplu să folosim o scriere directă. Trebuie să scriem la adresa de segment de date 0 și cu offset-ul 4 ori 80 hexa, adresa de start a subrutinei. Deci, pentru adresa de segment 0, va trebui să încărcăm mai întâi pe AX cu 0 și apoi să-l trimitem în DS. Nu se poate scrie direct în DS, după cum știm. Acum, vectorul de întrerupere, să zicem că este în BX, 80 hexa, care trebuie mulțit cu 4, asta înseamnă o deplasare spre stânga cu 2 biți. O deplasare cu un bit ar însemna o mulțire cu 2 și cu încă un bit, încă o mulțire cu 2. Deci, shift left, BX, 2. Procesorul nu știe să facă decât cu o singură poziție, dar asamblorul va putea să o descompună în două shiftări cu o poziție, ceea ce este exact ceea ce ne trebuie. Și acum, la această adresă, trebuie să trimitem mai întâi un cuvânt conținând offset-ul adresei de început a subrutinei, deci move la BX. Hai să trimitem întregul cuvânt, deci 2 octeți, word, adresa efectivă a subrutinei noastre,
Stein O. Putem să folosim direct acest simbol. Asamblorul lucrează în doi pași. Într-un prim pas identifică toate simbolurile și le alocă anumite adrese, iar în al doilea pas alocă adresele respective în pozițiile în care se aflau simbolurile. Bun, deci am scris primii doi octeți din poziția aceasta a tabelei de întreruperi și acum să scriem pe ceilalți doi, move la celelalte adrese care urmează, BX plus 2, trebuie trimisă adresa segmentului în care se află această subrutină. Evident, este vorba de segmentul de cod. Iar acum să emulăm și să rulăm pas cu pas. Mai întâi se creează ecranul, apoi se încarcă în DS 0, iată, DS a devenit 0, apoi în BX vectorul de întrerupere este 80, este shiftat spre stânga o dată, deci devine 100 și încă o dată devine 200. Aceste două instrucțiuni sunt echivalentul acesteia, fiind inserate de asamblor. În continuare, va trebui scris în tabela de întrerupere adresa de start a instrucțiunii, a primei instrucțiuni a subrutinei noastre de întrerupere. Iată, aceasta este aici și este la 2A. Deci, iată că, într-adevăr, s-a scris adresa efectivă. 2A00, folosind convenția Little Endian. Iar la următoarele două locații va fi trimis conținutului CS, care este 0720, tot în Little Endian, deci 2007. Apoi se inițializează, așa cum știm, zona de ecran, poziția în ecran, hai să-l vedem mai bine, culoarea și se invocă subrutina noastră de întrerupere. Iată, s-a sărit la această subrutină și se va scrie un prim punct. Apoi se rulează treptat această subrutină până când contorul din CX va ajunge la 0. În momentul în care a ajuns la 0, nu se mai face saltul înapoi, ci se face întoarcerea în programul principal la instrucțiunea imediat următoare celei care a generat întreruperea. Deci aici, iată, s-a întors aici, iar de aici sare la sfârșit, unde va efectua ce găsește până când găsește o instrucțiune HALT. Deci să reîncărcăm programul și să îl rulăm continuu. Aceasta este o metodă relativ simplă de a crea o intrare în tabela de întreruperi, însă se recomandă să se folosească altă metodă și anume întreruperea 21.